5. De la versetul 8, că știți că fiecare loc, fie slobos, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care va fi făcut. Dar dorim în seara aceasta să ne rugăm Domnului să ne ajute să facem valea Lui. Cuvântul Domnului spune că și dacă știți să faci bine și nu l-ai făcut, ai săvârșit un păcat. Aș dori să ne gândim la Dumnezeu în fiecare zi și nu numai în biserică, pentru că și în biserică de multe ori toți suntem pocăiți, în biserică suntem smeriți, dar când ieșim din locul acesta să vadă cei din jur lumină, noi să vadă cei din jur căci cu adevărat suntem copiii lui Dumnezeu. Doar cei din jur căci Dumnezeu lucrează și eu cred că Dumnezeu lucrează în locul acesta, dar să nu ne încredem în om, pentru că și omul este înșelător și Biblia spune că și cine se încrede în om va fi blestemat. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să ne rugăm pentru lucrurile acestea de închinare și Dumnezeu să lucreze. Amin.